Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Cu mare drag vă anunț că vom începe lucrul la bluzița oversize Candy. Pentru bluzița din imagine am folosit coton gol tweed și coton gol batic, dar o să vă arăt imediat ce fire puteți să folosiți, având în vedere că tweed-ul nu se găsește în momentul de față. Puteți să lucrați bluzița oversize cu coton gold, cu jeans sau cu jeans crazy. Am aici și jeans și jeans crazy. Iar dacă vreți să fie puțin tel mai subțirică, puteți să folosiți coton gold fine baby. Dacă la acestea noi vom utiliza o croșetă de 3,5 mm, la coton gold fine baby vă recomand una de 3 mm. Rămâne la aprecierea voastră ce fir o să folosiți. Toate acestea le găsiți în magazinul Vio de pe Facebook, Violete Happy Needles. Și ca și idee, mie mi-au intrat cam 450 de grame la această bluziță, care este un M oversize. Eu sunt tare norocoasă pentru că în momentul în care Vio a pus în cutia lunar coton gold tweed, eu i-am spus să-mi oprească un pachet pentru că știam deja că o să-i fac Sofiei o bluziță și că doresc neapărat să am și eu, să avem set mamă-fică. Așadar, eu voi folosi coton gold tweed și încă stau și mă gândesc și cred că o să combin cu jeansul acesta, de asemenea cu acest jeans crazy. Să vedem. Important este să începem lucrul și pe parcurs o să fac niște probe și mă voi decide. Înainte de a începe, haideți să vă arăt și această combinație. În imagine aveți o pătură la care lucrez în acest moment și mi-a plăcut să combin blau, albastru și culoarea untului. Așadar, dacă sunteți iubitoare de cer senin, de albăstrele, dacă iubiți blau, albastru, nuanțele acestea, nu ezitați să faceți combinația aceasta, cromatic arată foarte bine. Pentru bluza noastră oversize vom folosi modelul numărul 46 din seria 100 de modele de croșetat. Există deja la mine pe canal tutorialul. Avem nevoie de un multiplu de 8 ochiuri, însă atenție, nu vom adăuga 5 în plus, ci 4, pentru că vom face din prima piciorușe duble. În cazul meu, primul rând va fi format din 92 de piciorușe duble, 8 multiplu necesar, ori 11 plus 4, 92. De ce facem din prima piciorușe duble? Ne este de folos, de un real folos, pentru că noi vom lua din garderoba noastră un hanorac, o bluziță mai lejeră, care ne vine foarte, foarte bine și în timp ce vom face acel prim rând, vom și pune pe bluzița deja existentă, astfel încât o să ne dăm seama foarte, foarte simplu câte piciorușe duble trebuie să aibă primul rând. Însă, mare atenție, în timp ce pune și faceți proba, vedeți să aveți acest multiplu de 8 la care adăugați 4. Am terminat primul rând și potrivit tensiunii cu care lucrez eu, am undeva la, nu intră totul în cadru, imediat vă spun, 59 de centimetri. În partea de jos vom face această margine, la fel ca și la manșete, am undeva cred că la 7 centimetri, dacă nu mă înșel. Exact, 7 cm cu această margine. Îmi place foarte mult cum se așează și o să vă arăt imediat cum se lucrează.
începem cel de-al doilea rând cu un picioruș dublu, însă nu vom ridica trei ochiuri de lans, ci vom face un picioruș simplu în primul ochi pentru a avea o margine foarte, foarte bine evidențiată și plină. Un picioruș simplu, iar apoi ochiul nostru, vedeți că are două bucle, cea din dreapta și cea din stânga. Introducem croșeta în bucla din partea stângă, jeteu trage în firul prin acel ochi, jeteu prin cele două. Și astfel am ridicat un picioruș dublu și avem o margine foarte, foarte frumoasă și plină. În următorul ochi, iată cum vom proceda. Vom avea un picioruș dublu lucrat prin față. Acesta este al doilea ochi și al doilea picioruș dublu. Jeteu și iată cum vom proceda. Introducem croșeta exact pe aici, da? Am un tutorial cu principalele puncte în croșetat în care vă arăt în detaliu cum se face acest punct. Deci, pe dedesubt luăm, am introdus croșeta, tragem firul și facem piciorușul dublu. Următorul ochi, picioruș dublu normal. Următorul, picioruș dublu prin față. Prin fața lucrului, introducem croșeta exact unde avem piciorușul dublu, tragem firul și facem piciorușul dublu. Picioruș dublu normal, picioruș dublu prin față, prin fața lucrului, de la dreapta la stânga introducem croșeta, acesta este piciorușul dublu de la primul rând, tragem firul și facem piciorușul dublu. Și astfel avem un picioruș dublu normal, un picioruș dublu prin față, un picioruș dublu normal, un picioruș dublu prin față și așa o să facem până la sfârșitul rândului. Picioruș dublu normal, urmează un picioruș dublu lucrat prin față. Prin fața lucrului introducem croșeta de la dreapta la stânga, tragem firul, jeteu prin primele două, prin următoarele două. Picioruș dublu normal. Picioruș dublu prin față. Am ajuns la sfârșitul rândului, mai am două ochiuri, am avut picioruș dublu prin față, picioruș dublu normal și ultimul ochi, un picioruș dublu. Aceasta este fața lucrului cu ața de început în partea stângă. Întoarcem lucrul și continuăm cu cel de-al treilea rând. Ridicăm primul picioruș dublu, în primul ochi un picioruș simplu, iar în bucla acestuia, cea din stânga, un alt picioruș simplu, obținând astfel o margine foarte plină. Unde avem? La rândul anterior, picioruș dublu normal, vom lucra picioruș dublu normal, iar unde avem picioruș dublu prin față, pe dosul lucrului vom face picioruș dublu prin spate, astfel încât pe fața lucrului să se vadă tot picioruș dublu prin față. La mine pe canal găsiți în playlistul acela pentru începători cum se fac toate aceste puncte, picioruș dublu prin față și prin spate. Jeteu, eu întorc așa puțin lucru ca să-mi fie mai la îndemână. Vedeți, de aceea se numește prin spate. Prin spatele lucrului introduc croșeta prinzând acest picioruș dublu și trag firul. Am pierdut jeteu. Deci, introduc croșeta prin spate, trag firul prin primele două, prin următoarele două. Următorul este picioruș dublu normal. Următorul, picioruș dublu prin spate, adică jeteu,
Introduc croșeta prin spatele lucrului. Vedeți cum fac, țin cu degetul ca să-mi fie mult mai ușor atât jeteul acesta cât și lucrul. Jeteu, trag firul prin acea porțiune, apoi prin primele două, prin următoarele două. Picioruș dublu, normal. Picioruș dublu, prin spate. Picioruș dublu, normal. Dacă lucram circular, nu era nevoie să facem picioruș dublu prin spate, pentru că aveam tot picioruș dublu prin față. Picioruș dublu, prin spate. Picioruș dublu, normal. Picioruș dublu, prin spate. Picioruș dublu, normal. Am ajuns la sfârșitul rândului, avem un picioruș dublu lucrat prin spate și ultimul picioruș dublu. Întoarcem lucrul, suntem pe față de data aceasta și continuăm cu rândul 4, care repetă rândul 2. Ridicăm primul picioruș dublu, piciorul simplu, iar apoi în bucla din stânga, piciorul simplu. Unde avem picioruș dublu prin față, vom face la fel, picioruș dublu prin față. Unde avem picioruș dublu normal, picioruș dublu normal. Repetăm. Picioruș dublu prin față, picioruș dublu normal. Picioruș dublu prin față, picioruș dublu normal. Așa o să facem până la sfârșitul rândului. Și deja se vede această margine. O să fie foarte, foarte frumușică. Am terminat și rândul 4. Întoarcem lucrul. Acesta este dosul. Dacă la rândul 4 am repetat rândul 2, la rândul 5 vom repeta rândul 3. Asta înseamnă că vom începe cu un picioruș dublu. Adică vom ridica în primul ochi un picioruș dublu, iar unde avem picioruș dublu normal, vom face picioruș dublu normal, iar unde avem picioruș dublu prin față, la acest rând vom face picioruș dublu prin spate. Și așa o să repetăm până la sfârșitul rândului. Va trebui să obținem o înălțime de 7 cm la această margine. Eu o să lucrez și o să vă spun imediat câte rânduri am făcut. Am terminat marginea, am mai făcut încă două rânduri, 6 și 7, potrivit tensiunii cu care lucrez eu, am obținut acea înălțime de 7 cm. O să ne revedem în următorul episod în care o să începem modelul și sunt tare curioasă ce nuanțe o să potriviți voi, care sunt culorile voastre preferate. O să aveți timp până la următorul episod să vă procurați firele de la Vio în cazul în care nu le aveți și abia aștept să continuăm împreună. Vă doresc o zi minunată cu mult spor! Vă pup!